Un paramedic chemat să acorde primul ajutor victimei unui accident rutier și-a tratat, fără să-și dea seama, propria fiică. Când paramedicul canadian a sosit la locul accidentului pe o porțiune înghețată a unei autostrăzi din Alberta, a descoperit o adolescentă în stare critică. Din cauza gravității rănilor, femeia nu a putut să recunoască victima. Erickson a încercat aproape jumătate de oră să o scoată pe tânără din mașină și a rămas cu ea până când adolescenta a putut fi transportată cu elicopterul la un spital din apropiere. Când femeia a ajuns acasă la sfârșitul turei, a fost întâmpinată de polițiști care i-au spus că fiica ei de 17 ani a fost victima accidentului și a murit la spital. Pacientă grav rănită pe care tocmai o îngrijisem era sânge din sângele meu, singurul meu copil, micuța mea, fiica mea, a scris Jamie. Deși sunt recunoscătoare pentru cei 17 ani pe care i-am avut alături de ea, sunt distrusă și mă întreb ce ar fi rezervat viitorul. Un prieten și coleg paramedic a început să plângă în timp ce le povestea reporterilor despre locul accidentului, unde o mașină în care se aflau două adolescente a pierdut controlul și a fost lovită de un camion care venea din sens opus. Șoferul a reușit să iasă din vehicul, dar pasagera a rămas blocată. Erickson a fost prima care a ajuns la fața locului. Familia victimei a decis să doneze organele tinerei pentru a salva alte vieți, relatează Observator News.ro.